Numărul cazurilor de violență în familie a crescut îngrijorător în primele 6 luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Astfel, în urma analizării datelor statistice existente în semestrul întâi al acestui an la nivelul județului Hunedoara, comparativ cu perioada similară a anului 2023, se constată că acestea au crescut cu peste 26%, cele mai multe infracțiuni sesizate fiind cele de loviri sau alte violențe urmate de amenințare și abandon de familie, ponderea fiind deținută de cele comise în mediul urban, unde s-au reclamat de 3 ori mai multe fapte decât în mediul rural. Referitor la cele 874 de persoane vătămate, a celor 850 de infracțiuni sesizate în 2024, s-a constatat că 787 au fost majori, în timp ce 87 au fost minori, 190 fiind bărbați și 684 femei. În raport cu evoluția fenomenului infracțional în materia violenței în familie, polițiștii hunedoreni oferă constant sprijin persoanelor vătămate prin mijloacele legale pe care le au la dispoziție, incluzând emiterea ordinelor de protecție provizorie, dar și prin măsuri de prevenire a recidivei. Astfel, în primul semestru al acestui an, la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara, polițiștii au emis 200 de ordine de protecție provizorie față de 109 ordine de protecție provizorie emise anul trecut în prima parte, dintre care 54 au fost confirmate de procurori, fiind transformate în ordine de protecție, toate fiind emise la solicitarea victimei. Referitor la nerespectarea ordinului de protecție provizorie, au fost sesizate 12 infracțiuni față de 6 infracțiuni în perioada similară a anului 2023. Totodată au fost emise de către instanțele judecătorești 123 de ordine de protecție, 57 din totalul acestora fiind provenite din ordine de protecție provizorii.